Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portre de fermier. Suntem în localitatea Cuca din județul Argeș și stăm de vorbă cu domnul Dan Lazar. Bună ziua și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit aici în ferma dumneavoastră. Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Domnul Lazar, dumneavoastră sunteți de puțin timp fermier, spre deosebire de alți oameni care lucrează de mai mult timp în domeniul ăsta. Aveți o altă activitate ca ramură principală în cadrul societății dumneavoastră, dar nu o să discutăm despre ce faceți dumneavoastră în mod de obișnuit și o să discutăm despre ferma dumneavoastră pentru că din 2012 știu că v-ați îndrăgostit de agricultură, ați început să achiziționați și animale, ați început să lucrați și teren. Haideți să vorbim despre Văcuțele astea pe care le avem noi aici, în spatele nostru, sunt văcuțe de rasă, sunt din rasa Angus, și aș vrea să le spuneți oamenilor când ați descoperit dragostea asta vis-a-vis -vis de zootehnie, când ați început să achiziționați primele animale și ce v-a determina să cumpărați animale? A fost la sfârșitul anului 2012. Prima dată am cumpărat niște oi. Câte oi, mai știți? Prima dată aproximativ vreo 230-250. Le-am cumpărat la cineva din județul Gorj. După aceea am ajuns la un efectiv de 500 de oi, pe care le avem și la ora actuală. Chiar avem 600 în momentul actual, 600 mature, cu berbești cu tot și mai, mai sunt și vreo 200 tineret, pentru că vreo 500 de mii i-am vândut la Angro. După aceea am încercat cu vaș de lapte. Câte făcuți ați luat și dacă mai știți ce randament dăteau? Probabil că n-a fost așa un succes foarte mare din moment ce ați renunțat la ele. Prima dată am luat vreo 20, ajunsesem la 30 de capete. Nu, nu a rentat pentru că era foarte mult de muncă și zona noastră nu, permite așa ceva. După aceea, la, eu știu, la inspirația unui bun prieten al meu care se ocupă cu animale de carne și de rasă angus, de care avem și noi acum. Am început să achiziționăm. prima dată am luat 17, la urmă vreo 60 și la ora actuală am ajuns la 180 de mame. Ce știați despre animalele astea în momentul în care v-ați apucat să, să le creșteți? Ce cunoștințe aveați? Deci cunoștințele le-am dobândit din zbor, am plătit, să vă spun așa, și consilieri pe problema asta. Dar scopul principal pentru care ne-am apucat de creșterea animalelor, aici în zona noastră, din cauza îmbătrânirii populației, nu mai, nu mai erau animale. Izlazurile comunale, toate terenurile ajunseseră eu știu, dacă nu folosesc un termen în ăstea, părloagă, prin cu mărăcini, savană, pur și simplu. La inițiativa mea și a Consiliului Local, având numărul de animale, prima dată oile, pe urmă vacile, am constituit o asociație și am concesionat izlazurile. Le-am curățit, le-am aranjat și, uitați, în mărăcini și ce mai erau aici, am făcut iarbă și din iarbă carne. La momentul actual, infrastructura pe care o avem și investițiile în utilaje și ce avem noi acum, ne permite până la 500-700. Pe viitor, într-un an, doi, cu, când vom definitiva eu știu, o societate exclusiv pe creșterea animalelor, pentru că noi acum ne-am permis, am ajuns la numărul ăsta și am avansat atât de repede, pentru că ne-a ajutat firma mamă și am făcut din, din alte venituri. Acum când o deveni de sine stătătoare, poate accesăm și noi ceva funduri și zona ne permite să chiar să ajungem la 1000. Cu alte cuvinte, afacerea asta o susțineți din banii pe care îi câștigați dintr-o altă societate. Exact. Bun, revenind la animalele astea pe care le aveți în spate, arată foarte bine, eu nu sunt un cunoscător, dar ca și aspect, ca și imagine, sunt atrăgătoare. Genetica e foarte importantă, sunt convins de lucrul ăsta. A spus preț pe genetică, ați cumpărat animale de rasă, știu că ați participat și la diferite licitații. Cum am spus și înainte, având, a avut cine să mă concilieze. Și în privința asta a materialului genetic, spun eu, am luat numai genetică de top. La licitații în Germania, licitații și la noi la Indagra Cluj și sper că în scurt timp să ajungem și pe profit și această societate să fie de sine stătătoare și să nu mai depindă de, de alte investiții din alte surse. Cum valorificați animalele astea? Ce faceți cu ele? Deocamdată le valorificăm prin Carpat Meat, care sunt partenerii noștri. Românii în momentul de față consumă suficientă carne de vită? Eu cred că românul a învățat să consume carne de calitate, avem o grămadă de restaurante care nu le pot eu da numele, din, care sunt în capitală și la noi, în zona Piteștului. Deci, în zona Piteștului sunt vreo câteva restaurante care au carne de angus în, în foarte multe varietăți la meniu. Nu numai... Eu știu, stic. Știu că ați intrat și într-o cooperativă de ceva timp, împreună cu alții fermieri, a spus bazele unei cooperative. Despre ce e vorba? Mare lucru nu putem să vă spunem acum, pentru că suntem în fata, faza reticientă. Nici nu știm dacă vom avea succes, dar eu știu, la anul, în viitorul interviu, poate. O să venim cu lucruri pozitive pe care o să vă le spunem. Deocamdată suntem la început, nimeni nu n-a mai făcut chestia asta. Am înțeles că am mai fost tentative sau încercări în care nu a dat rezultat. Eu sper ca toți membrii cooperatori să fie de înțeles, toți să avem răbdare și sper să iasă un lucru bun. Acum nu pot să vă dau amănunte că facem, că dregem. Eu, de obicei, eu am lăsat să vorbească faptele, nu vorbele. Toată lumea e satură de vorbe. În regulă, așa o să facem și așa o să procedăm, o să așteptăm până când această cooperativă va începe să își producă și efectele. Spuneați dumneavoastră că v-ați orientat <gri> către aceste animale și datorită faptului că necesită mai puțină forță de muncă. Exact, mai puțină forță de muncă și utilajele performante, zona ne ajută foarte mult. Ați renunța dacă v-ar oferi cineva așa o sumă mare la, ea, la vaci sau v-ați atașa de sectorul ăsta? Nu, asta în niciun caz, nu mai știu eu să mi se întâmple ceva, dar avem am, avem urmași, avem copii care sunt, eu știu, până merge la școală în clasa 1, sunt crescut la țară, le plac animalele, cunosc zona. Și de ce nu, dacă e o afacere, cum să -o, o vindem? Eu știu că dumneavoastră vă consultați cu specialiști de fiecare dată când aveți anumite lucruri pe care vreți să le clarificați, să le lămuriți, apelați la specialiști. E foarte bine să procedați așa, cred că ar trebui să constituie un exemplu și pentru alții fermieri, pentru că nimeni nu s-a născut învățat și E bine acolo unde nu știi să întrebi, să afli și să te documentezi. Vă propun să mergem de aici către o altă exploatație pe care o aveți dumneavoastră și să stăm de vorba acolo și cu alți specialiști. Vis-a-vis -vis de, de chestia asta cu specialiștii, vă spun că chiar am avut nevoie de ei. Aici, în zona noastră, a fost zona necolectivizată și nimeni. Nu a avut mai mult de maxim 2-3 vaci. Eu știu, poate din familii mai înstărite, acum 20 de ani să fie avut cineva 4-5 vaci în, în curtea. Ce au spus sătenii când au văzut vacile astea, fie negre, fie roșii? Pentru că n-au fost obișnuiți, sunt convins de lucrul ăsta, să vadă pe pășunile astea astfel de animale. Oamenii cunoșteau vaca arătând altfel. S-au mirat, s-au întrebat, v-au consultat, s-au gândit să-și cumpere și ei. Știți cum e lumea la sat? Unii care, eu știu, au mai trecut de pitești sau de cuca, s-au bucurat, știu ce înseamnă chestia asta. Aici aducem veterinar din Ardeal, la animal, ce dai aia, ei la el. Spuneți-mi, de cât timp lucrați cu domnul Lazar? Domnul Lazur este membru în cadrul Asociației Abor Angus România de aproximativ 2 ani de zile. Sincer să vă spun este un membru important și de referință. Lăsăm în parte că o trecut o perioadă atât de scurtă, dânsul a făcut o chestie foarte importantă. A colaborat bine cu asociația, a ascultat toate sfaturile inginerilor zootehnici specialiști în rasa Abor din Angus și de la bun început a investit în uh, capitolele cele mai importante. Vorbim de genetică, vorbim de pășune. Și din acest punct de vedere pot spune că este un fermier de referință, crescător de taurină din rasa Bor Angus, din zona de sud uh, a României. Ca să facă parte din asociația dumneavoastră un fermier, un crescător, ce condiții trebuie să îndeplinească? În primul rând este foarte important să ne contacteze, de aia suntem acolo ca și asociație, să sfătuim toți crescătorii de taurine din uh, România. Uh, este foarte important să aibă minim 10 capete, uh, din acele capete peste 50% să fie taurine din rasa din angus rasă curată, vorbim de taurine cu certificate de origine. Ca și exemplu să ne imaginăm, din 10 capete, 6 trebuie să aibă certificate de origine, din 20 de capete, 11 să aibă certificate de origine. Dumneavoastră, ce le oferiți fermierilor din asociația dumneavoastră? Le oferiți consultanță? Ce le mai oferiți? Trebuie să vă imaginați că noi ca și asociație, practic, suntem o entitate care trebuie să găsim echilibru între fermieri și instituțiile statului în primul rând. Noi, ca și activitate, suntem împărțiți în două departamente. Departamentul de control oficial al performanțelor pentru producția de carne. În cadrul asociației avem un uh, număr de aproximativ 900 de ferme în care toate aceste 900 de ferme mergem de două ori pe an să cântărim uh, uh, taurinele uh, tineret din rasa bărbării Angus de la vârsta de 3 luni până la 14 luni, iar toate aceste informații ulterior sunt transmise și pre lucrate de către registrul genealogic și susținem crescătorii de taurină din rasa Bărdinangus în toate demersurile să ne atingem obiectivul comun, în primul rând de a ameliora rasa Bărdinangus în România, de a crește performanțele și foarte important de a găsi soluții din punct de vedere economic, putem spune cât și politic, să există o continuitate a subvenției în așa fel încât fermierii să poată să-și continue uh, creșterea taurinilor din rasa Bărdinangus. Am văzut mai devreme că aveți o aplicație pe telefonul mobil, o aplicație destinată fermierilor, dar și celor care vă sunt parteneri. Vreau să ne spuneți mai multe lucruri despre această aplicație, pentru că ea are rolul să țină evidența animalelor pe ce capitole este structurată. Este vorba de BIDA, Baza Informatică de Date a din Angus. Odată cu întâlnirile cu fermierii din cadrul asociației noastre, din cadrul adunării generale a asociației, membrii din Consiliul Director ulterior au analizat toate aceste dorințe ale fermierilor, iar noi ca și asociație de un an de zile am realizat un program informatic, BIDA, cum v-am zis că se numește. Este un program în care noi operăm toate informațiile venite din, din teren, de la fermierii noștri și toți membrii din cadrul asociației au acces de vizualizare pe acest program, Nu au voie să modifice absolut nimic, dar pot vedea în timp real animalele, performanțele, fătările, toate informațiile despre ferma dânșilor. De pe telefon este foarte simplu, trebuie să ne conectăm la satelit, la internet și ulterior putem accesa acest program informatic, iar pe viitor orice propunere vine din partea fermierilor, noi o punem în aplicare pentru că cel mai important lucru pentru noi este să rezolvăm și să susținem fermierii din cadrul asociației. Colaborarea cu cei de la Carpat în Mit, în ce constă, domnul Șerban? Încă de la început, Carpat în Mit a oferit partenerilor un contract de răscumpărare a produsilor obținuți. Piața de desfacere e un lucru, un lucru important, iar scopul Carpat în Mit a fost producția de carne de calitate. Deși în Sibiu este un nucleu important de circa 8.000 de capete, ne bazăm mult și foarte mult pe fermele partenere. De apreciat sunt acele ferme care aplică un management corect, care înțeleg dezvoltarea rasei Aberdeen Angus și vin cu produsii de calitate înspre Carpathian mit. Bun. Revenind la domnul Lazar, haideți să le spunem celor care vor să crească animale de ce anume trebuie să țină cont și ce lucruri trebuie să neapărat puse în practică în operă pentru că dumneavoastră după atâția ani ați căpătat și experiență. Ca la orice animal, ca să fim mai scurți, rasă, masă și casă. Bun, genetica e foarte importantă, spuneau și invitații dumneavoastră acest lucru. Masa ce constă? Pășune bogată, pășune ameliorată, trebuie de calitate, mai ales în zona, la, în zona noastră aici, există și umbră, mai ales cum a fost anul ăsta ploios, E ceva habitat, exact ca locul din care provin, Anglia și Irlanda. Casa o au tot aici, pentru că sunt animale care se adaptează ușor, n-au nevoie de un confort deosebit. Știu că mulți fermieri spuneau că le lasă și pe durata iernii în natură, în câmp deschis iarna la semi deschis, nu avem decât știu, un padoc cu trei pereți, o să mergem și frontul de furajare. Restul, ceapă. Domnul Gociman, dumneavoastră sunteți specialist, puteți să ne spuneți mai multe lucruri vis a -vis de felul în care se prezintă animalele astea în momentul de față cum arată ele, pentru că sunt convins că dacă ați sesiza lucruri care n-ar fi în regulă, ea ți spune și proprietarul. De la bun început trebuie să observăm că ați observat și noastră că de 5 minute ne aflăm aici, animalele la, după ce au fost strigate de 3 ore au venit, asta denotă foarte important o relație om-animal, care este foarte bine uh, legată, există o bunăstare în cadrul animalelor, ceea ce este foarte important pentru că dacă animalul uh, se simte bine, trăiește în uh, mediul lui uh, propice, cât și plăcut, automat el își uh, poate valorifica tot potențialul genetic, dar ce este foarte important de știut uh, la rasa Bărtinangus, ele trebuie crescute pe pășune, uh, le trebuie asigurată pe perioada de vară apă ad libitum, vorbim oricâtă apă este necesară. Pe pășune trebuie acordate de aici pe colo blocuri vitamino minerale. iar pe perioada de iarnă, vorbim de perioada de stabulație, trebuie oferit o furajare un pic mai bogată din punct de vedere nutritiv, în așa fel încât organismul, metabolismul taurinilor să își asigure buna funcționare a funcțiilor vitale. În rest, ce ai nevoie, a spus domnul Lazar foarte bine, este vorba de rasă, masă, casă, mai exact genetică, să ai pășune și în același timp, pe perioada de iarnă, ele fără nicio problemă poate să uh, trăiască sub cerul liber dacă le oferi un uh, pat de paie, unde acel pat de paie, odată cu dejecțiile, fermentează și oferă o căldură uh, necesară, cât și acel supliment uh, furajer care asigură buna funcționare a taurinilor. În momentul de față, în România, ce e efectiv de văcuțe abăr Angus avem ca țară. Se cunoaște o creștere simțitoare în decursul timpului? Da, o creștere semnificativă putem spune la nivel mondial, comparativ cu orice alt continent sau orice altă țară. La nivel mondial nu a existat o asemenea evoluție semnificativă. Ne putem imagina că primul import de taurină din rasa Aberdeen Angus a fost făcut la finele anului 2007, început de anul 2008 atunci a fost vorba de un grup de 120 de capete. Iată-ne, actualmente, la jumătatea anului 2019, avem în cadrul registrului genealogic mai bine de 60.000 de capete din rasă curată, a din Angus și un număr de mai bine de 900 de ferme. Este vorba de un raport foarte bun, media este de 61-62 de capete pe fermă. La nivel mondial nu exista din punct de vedere zootehnic și creșterea taurinului o evoluție atât de bună și toți crescătorii trebuie să înțeleagă că avem un potențial foarte mare național. Acest potențial trebuie valorificat. Uitați-vă și în asta, oriunde mergeți, și asta am repetat-o în nenumărate rânduri, oriunde mergem în țara asta, în stânga și în dreapta vedem pășune nevalorificată. Acea pășune trebuie valorificată. Putem pune oameni buni în stânga și în dreapta taurinea din rasa Bărdinangu și valorificăm acea pășune. Sincer personal, acum fac o cercetare privind bioaclimatizarea rasei a Bărdinangus în România și în această cercetare, fiind în primul an la doctorat, am analizat și am ajuns la concluzia, teoretic vorbind pe hârtie, al pe negru, că România are un potențial de a crește un număr mai bine de 8,5 milioane de taurine. Să ne imaginăm că vom ajunge la un milion de capete de taurine de carne în România. Practic, România are potențial de a deveni un brand european pentru carnea de vită. Domnul Șerman, parteneriatul pe care îl aveți cu domnul Lazar e un parteneriat serios. Știu că funcționează și în privința altor fermieri. Bineînțeles, funcționează și în privința, și în privința altor, altor fermieri. De fapt, ce ne dorim este să se aplice un management corect de creștere a bovinelor și o dezvoltare normală a bovinelor în fiecare fermă. Așa se asigură și un profit pentru fermieri și putem promova creșterea bovinelor din rasa Angus în România. Singurele lucruri ce le solicităm este să fie foarte atenți, îi invităm în cadrul fermei noastre, îi invităm să vadă ceea ce aplicăm noi le predăm să fac tratamentele profilactice, le îi direcționăm să apeleze la specialiști din domeniul medical-veterinar și să nu ezite să întrebe, indiferent de câte ori au o problemă sau întâlnesc o problemă în cadrul fermelor. Care sunt problemele de care vă loviți dumneavoastră ca și crescător sau care au fost problemele cele mai grele din punctul dumneavoastră de vedere? Cel mai grele probleme le-am avut în privința medicului veterinar. La noi, direcția sanitar-veterinară la Bargeș, toată lumea, să nu se supere pe mine, toată lumea așteaptă pensia și am făcut nenumărate plângeri, mai ales la șeful direcției și tot timpul spune că așa spune legea. Așa spune legea, nu am înțeles nimic ce spune legea, că oricum, profesioniști pentru tratamentul animal, îl aducem medici din Ardeal. Aici nu există așa ceva. Bun, dar până vine medicul din Ardeal s-ar putea problema să se agraveze, să acutizeze. Ce asta faceți este. în situația asta? Asta este. Mai avem un medic cu care am început acum o colaborare. O colaborare timidă. Pentru că nu necesită Tratamente speciale sunt greu de întreținut din punctul ăsta de vedere, animalele astea? Nu, nu sunt greu de întreținut, dar eu știu tratamentele care să fac tratamentele profilactice sau cum se spune. Dacă să fac primăvara la recomandarea specialiștilor și toamna la fel, nu sunt probleme, nu mă știu eu la, la o fătare atunci când. în special atunci când fată pentru prima dată. Atunci sunt ceva probleme. La 10, una are probleme. Domnul Gociman, o concluzie la ce am discutat și mai ales la ce am văzut aici. Ce le spuneți crescătorilor de abă din Angus sau potențialilor crescători? Oricând au orice întrebare sau orice nelămurire, să ne contacteze fără nicio problemă. Noi, ca și Asociația Abăr Angus România, suntem activi pe toată partea de social media, pe www.abărdinangus.ro, cât și pe uh, Facebook, oricând să ne contacteze pentru orice uh, nelămurire, de-aia suntem acolo. Și realitatea este că taurile de carne se pretează foarte bine condițiilor pedoclimatice din România. Este de viitor. Piața de desfacere atât națională cât și europeană este într-o continuă creștere. Trebuie să ne imaginăm că din cercetările făcute de institutele de specialitate în România, media de consum de carne pe an este de 11 kg și este într-o continuă creștere și este foarte important noi, cei care lucrăm în creșterea animalelor, că vorbim de agricultură sau vorbim mai exact de agronomie, trebuie să oferim un produs final, o proteină de înaltă calitate. Iar carnea de taurine din rasa Abăr, din Angus este o carne foarte valoroasă din punct de vedere proteic și o carne valoroasă din punct de vedere nutritiv și recomandăm oricărui crescător să se apuce să crească aceste taurine.